Cu toate că este o perioadă destul de dificilă pentru artiștii din țara noastră, eu am impresia că ei sunt unii dintre cei mai curajoși oameni din țară. Nu cedează. De unde au, de unde nu au, încearcă să facă lucruri frumoase, încearcă să filmeze videoclipuri, încearcă să lanseze melodii, merg prin țară, descoperă locuri fenomenale și asta nu are decât să ne bucure, pentru că sunt un exemplu de noi nu cedăm. Nu cedează Adrian Ursu, vine în această seară cu o premieră frumoasă și nu pot decât să fiu fericită pentru că se cântă despre Raionul Drochia, se cântă despre Pelenia și eu mă bucur că a reușit să facă o melodie și despre Pelenia. Noroc, Adrian! Salut! Bine ai venit, Hristos a înviat, adevărat a înviat, hai că m-am îndoi odată. Măi, cum te simți după sărbători? Tare bine! Tare bine? Tare bine mă simt, am reușit să gust din toate. Se vede, probabil. Hai, tot timpul zice asta. Arăstă-l bine. Noi așteptăm că nu o să se permită din nou să cântăm așa des. Repede revenim la grafic. Vezi, tu de ce te menții? Pentru că într-una, ba ești la filmări, ba ești în țară, în locurile frumoase pe care le promovezi și multe alte lucruri pe care le faci. Paștele a trecut, așa cum am zis eu, anul ăsta, așa mi-a venit fraza, ca la oameni. Deci nu ca la artiști. Nu eram prin Italia și să transmit salutări și felicitări, Hristos a înviat de acolo, deși la fel era foarte frumos, dar anul ăsta a fost și mai frumos pentru mine ca și tătic, ca și soț, ca și copil, exact, și pentru că am fost alături de familie, alături de părinți. Am văzut pozele și, apropo, foarte rar postez poze cu părinții tăi. Dar dacă o să spun că foarte rar aveam până la pandemie poze cu părinții mei, nu o să-ți vină să crezi și pur și simplu știi așa, te gândi, așa ne-am obișnuit, nu știu, nu ne-am format o obișnuință să facem poze. Păi da, ne vedem, tot ok, adică nu ne-am format obișnuința asta, din păcate. Și apoi am văzut cum trec ani, trece timpul și anul trecut m-am pus și eu un pic pe gânduri, reevaluat multe lucruri și am început chiar din 6 aprilie, pentru că atunci este ziua de naștere a mămicii, 6 aprilie 2020, am zis, hai să facem o poză. Și zice, dar să nu o postez cu mine, nu trebuie, că nu... Chiar am postat-o și am zis că este prima poză și în acest an de Paște am luat și am adunat acele poze. Și cu Irina, la unica vacanță de o zi, că am fost până Odessa și înapoi, și am făcut o poză la mare. Și cu Andreea, că am văzut poză, numai că iarăși i-ați pus așa un zâmbit pe față. Da, dar se vede după cum ia... Se vede după forma corpului. Da, exact, da. Măi, despre Pelenie, eu când am văzut prima dată videoclipul, am zis... Dar ce caută Adrian la Pelenie? Și de ce cânt el despre Pelenia? Că apoi să află eu povestea, că povestea din spatele melodiei e foarte interesantă. Am scris doar câteva, pe scurt, câteva detalii cui se datorează această melodie, pentru că am intuit că trebuie din start cumva să spun oamenilor, pentru că și așa o să zic, băi, totuși, eu am auzit că străbunica lui e de acolo. Și, de atât da, bunielul lui... Ca atare, acolo e altfel, pentru că o soră și un acolo... Deci, asta se întâmplă la noi în țară, dar când eram copil, nu primeam asta corect. Cineva spunea, a, e verișori acolo. Zic, da, cum e numele? Zic, nu e verișorul meu, nu. Și pe mine am dat seama că dacă omul vrea să fie rud cu tine, asta e de bine. Până la sfârșit, l-am întâlnit tot peste hotarele țării, tot fiind în concerte în diasporă, tocmai în America, l-am întâlnit pe un băiat, ca și mulți alți moldoveni, acest Gheorghe, povestea de dorul de casă. Doar că el, la acest dor de casă, care este comun la toți, el povestea despre satul lui. Nu doar despre părinți, nu doar despre familie, dar vorbea despre localitatea lui. Tu știi satul Pelenie? Zic, da, știu. Îți dai seama că omul merge pe o Tesla ultramodernă și îți povestește despre satul lui. Și tu zici, ei, cred că azi așa are dispoziție. În fiecare zi, de fiecare dată, deci ca și bancul acela cu păduchele, știi? Când s-a dus la examen și l-a învățat doar cu păduchele. Păduchele, exact așa, orice noi discutam, el da, tu știi, de Pelenie. Da, dar să știi ce frumos, dar noi avem acolo așa, dar noi vrem să facem asta, asta am făcut, asta vrem să mai facem. Am zis, ce pot eu să fac? Pot să vin să cânt la voi în localitate. Apoi am zis că, băi, aș putea să încerc să scriu o melodie,
Și când mi-a venit începutul de refren, Sârba de la Pelinia, joacă Gheorghe și Maria. Că dacă el e Gheorghe, mm-hmm. dar zic, da, uite, soția ta nu e Maria, zic că... De-amă să o botez. Zic că, nu-ți supăra, dar așa mi-a ieșit. Ei, și-am râs și pe tema asta, dar... deci, a ieșit o melodie pe care eu vreau să o promovez ca, nu doar ca melodia Pelinii. Pentru că eu, apropo, mie tare mi-a plăcut atitudinea ta frumoasă față de această melodie și cum ai prezentat-o, de parcă e despre Țarigrad. Dar eu știu că a sârba asta, cântată la Țarigrad, va fi jucată, că eu am făcut pauzele acolo, mm-hmm. ca fiind inspirat de dansul care l-am văzut și la Țarigrad și la Căușeni, Căușeni, nu Raionul Căușeni, dar satul Căușeni, mm-hmm. Sau Căușeni mari, sau Căușeni vechi, ceva așa, dar fapt că cu bătaie pe un picior, cu foc și cu dor. Exact, exact pașii înapoi. Da. Eu exact, vreo 2 ani în urmă am rămas impresionat la câteva anunți la care am văzut acest dans și filmam și nu venea să cred cum oamenii toți știu că aici te oprești, aici faci 2 pași. Știam despre sudul Moldovei că se dansează cu foc, mm-hmm. și foarte complicat, dar nu știam despre nordul Moldovei că au așa un specific. Și bravo vouă și eu sper că această melodie să răsune nu doar în Pelinie, dar în toată țara. Eu cred că în aceste momente toți cei din Raionul Drochia și în special cei din Pelinie sunt mai mândri ca niciodată, au un imn cântat de Adrian Ursu al localității lor, au filmat și un videoclip, evident oamenii care s-au filmat în videoclip sunt oamenii localnici, asta este și mai frumos. Haideți să vedem sârba de la Pelinia, după care mai revenim aici pe canapeaua noastră să mai discutăm cu Adrian. Și-am cântat și-n suflet vă port. Pelinia, sat bogat, frumos de la nord. Am fost la voi și-am cântat și-n suflet vă port. Pelinia, sat bogat, frumos de la nord. Gospodar făloș la muncă lume, la joc serba nou încurcă lume. În ziua de sărbătoare lume, l-am cântat sârba cea mare lume. Sârba de la Pelinia, joacă-i Gheorghe și Maria, toamna când se strânge via. Cu bătaie pe un picior, cu foc și cu dor, jucați moldovenilor, mă. Sârba de la Pelinia, joacă-i Gheorghe și Maria, toamna când se strânge via. Găsit locul, curge răutule bătrân și-mi duc cântecul. Jocul drag și omul bun și-au găsit locul. Satul parcă-i din poveste lume, ca el altul nu mai este lume. Oameni cu inimă bună lume, muncesc și joacă împreună lume. Toamna când se strânge via, cu bătaie pe un picior, cu foc și cu dor, jucați moldovenilor, mă. Sârba de la Pelinia, joacă Gheorghe și Maria, toamna când se strânge via, cu
toamna când se strânge via. Cu bătaie pe-un picior, cu foc și cu dor, jucați moldoveni în urmă. Sârba de la Belenia, joacă Gheorghe și Maria, toamna când se strânge via. Frumoase imagini, frumoși oameni. Bravo, Adriane, pentru producție. Mulțumesc mult. Sunt oameni frumoși de la Pelenie, pentru că am avut, nu a fost complicat să găsesc dansatori, pentru că am avut ansamblu Pelenița, ansamblu Balada, senioritele care au fost la 100 de moldoveni, au zis, și-au câștigat premiul mare și și-au luat-o pinci. Super, da, ăsta era scopul, pentru că sunt 10 doamne și nu aveau o pincuțe la costume. Au fost și ele, a fost și ansamblu Busuiocu. Au fost și foarte mulți tineri care activează în compania lui Gheorghe, pentru că Gheorghe are companie în Statele Unite. Sunt foarte mulțumit de rezultatul final. Deci, când faci cu oameni buni, iese produs bun. În țară s-a dat liber la evenimente. Parcă nu știu, da. Sincer, uite, nu joc rol, dar parcă nu știu despre asta. Cumva, nu știu mă rog, teatrele își redeschid ușile. În curând vor fi spectacole, multe premiere vom avea parte în țară. La capitolul muzică, concerte, e ceva? Se aude ceva? Îți spun, tu mă întrebi pe mine, dar eu nu știu și nu mă fac, nu știu, pentru că am fost implicat în proiectul Irinei legat de Paști. Am văzut filmuleț. Tu ai filmat sau ce ai făcut tu? Eu și-am făcut filmări cu ea prin livadă. Eu am făcut tot felul de poze, deci am creat, am postat pe internet. Fac un fel de fișe cu oferte. Eu le creez, le gândesc, zic și nu știu, cumva încerc să-mi folosesc toate capacitățile. Numai nu cânt, știi? Numai nu vin la producere să cânt, că asta au rămas să mai vin să cânt. Să le chiui fietelor cât ele acolo fac. Din motivul ăsta, eu chiar nu urmăresc, n-am urmărit. Eu știu că s-au scos ceva restricții. Știu că s-au hotărât alegeri anticipate. Eu mi-am pus câteva principii. Deci nu urmăresc după politică, pentru că azi trebuie să mă dezamăgesc. De una, mâine trebuie să mă bucur. Mâine trebuie să mă dezamăgesc. Pentru ce îmi trebuiesc ministerile astea? Eu am cu ce mă ocupa. Și asta le recomand și oamenilor. Avem cu ce ne ocupa. Uitați-vă în jurul nostru, în jurul vostru. Avem copii, avem părinți, avem alte priorități. Și ei s-au hotărât fără noi. Noi, important e atât când vine momentul important să mergi la alegeri, atunci să mergi. Când o să spună că se poate de cântat, atunci o să mergem. Să ne implicăm mai mult și să cerem să se permită mai devreme și pe urmă să se permită mai devreme. Eu despre asta probabil ți-am spus. Să ieși, să cânti, să două concerte și pe urmă toată lumea să țară în cap să spună că iată datorită vouă au apărut cazuri mai multe. Pentru ce? Inexplicabil, acum anul ăsta am avut o creștere de cazuri foarte mare și la un moment dat, deși în ianuarie erau foarte puțini și apoi creștere și apoi cine îmi poate să explice de ce? Erau doar închise teatrele, evenimente, iarna nu se făceau, nu se fac evenimente, niciodată nu s-au făcut evenimente, iarna așa a fost. Și am avut creștere în post, dita mai în post, când iarăși evenimente nu sunt, oamenii nu se prea întâlnesc, nu, asta știu și taximetriștii și orice local, chiar și când lucrau. Atunci care este explicația? Noi încă nu știm explicația. Explicația, de fapt, nici nu cred că trebuie explicații, trebuie soluții. Soluții, și cred că, cel puțin, eu am ales vaccinarea pentru familia mea la fel, așa că cât mai repede să revenim la normalitate. Îți mulțumim foarte mult că ai fost în acest după-amiază alături de noi. Multă sănătate familiei tale la și spor la muncă la în continuare. La toți cei care ne privesc. Mulțumesc!